Salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un nou episod de GTA Real Life. Sunt aici alături de minunatul meu A8, care este negru ca noaptea, frate, fii antenă la el. Nu mai claxonam, Dumnezei și altarul candelii adormirii maicii, mătușii, mătii. Asta a fost destul de inventiv. Un rând de aplauze, oameni buni, un rând de aplauze. Dar da, ne aflăm din nou aici pe GTA Real Life pentru că m-am angajat de dreptă, de dreptă medic. Și uite, pot să mă duc acilia și să mă... medic, așa, perfect, da. Ia uite-te la mine cum arăt, arăt un pic cam ciudat. Și am niște, sunt un pic grăsuț, așa, am un bârdan, s-ar zice. La noi, Acilia, Moldova, că ești bârdănos, știi? Și m-am angajat ca medic. Asta înseamnă că pot să merg în oraș și să salvez oameni care mor. În Audi-ul meu, bă, poate. În afară de asta, vedeți că avem o grămadă de bani, oameni buni. Vreau să-i folosesc pentru a cumpăra un Mustang și un M2. Dacă mi-aduc eu bine aminte, ce voiam eu să fac aseară, kit medical, nu știu ce, neinteresant, uite aici, boss, uite aici voiam să, du-te-mă până acilea, așa, și oprește-te pe asta, așa, parchează, vinde, deținute, ambulanță, uite, poți avea doar un car afară, ok, pot să am doar un car, ok, înseamnă că nu pot să iau ambulanța din cauza că am mașina asta. Păi stai așa o secundă, mă întreb dacă pot să o bag aici în garaj mașina, stai așa. Deținute, parchează, gata, bun, și acum dăm pe deținute, ambulanță, gata. Boss, fii antenă, deci putem să mergem să facem pe medicii, iar asta este 100% minunat. Avem și niște misiuni pe care le primim din când în când și să știi că sunt destul de bănoase, dar în timp ce o să așteptăm un apel... Stai o secundă, erau niște... Escape. Ambu... Oh! Oh my god, ok, sunt doi morți aici. Nu am preluat apelul, dar văd că nu cred că s-a dus nimeni încă să-i salveze. Hai să mergem noi, vedem dacă mai sunt acolo și am morți, îi salvăm, îi ridicăm de jos, săracii de ei. Mai este cineva medic pe server? Ia să vedem. MS, elev... Da, mai sunt medici, frate, ok. Hai că mergem să-i salvăm și după aia, dacă îi găsim acolo, îi salvăm, dacă nu îi găsim, ne întoarcem, pentru că vreau să mergem să ne luăm un Mustang și, și un M2. Acum, există două tipuri de Mustang, oameni buni. Există Mustangul ăla de 400.000 care e stock, e destul de șmecher, știi? Și este ăla de 800.000 pe care poți să-l tunezi foarte șmecher, cu body kit-uri, cu rahaturi, cu de-astea. Dar sincer nu vreau așa, plus că nu-mi place cum accelerează, accelerează foarte lent. Iar eu am încercat un Mustang, dar era de poliție. Ia să vedem, e cineva mort pe aici, mă, ce s-a întâmplat? A fost o altercație. Ok, nu e... Oh, uite un Mustang. Iată-l ce drăguțel e. Ok, păi înseamnă că ori au murit ăștia, ori nu știu ce s-a întâmplat, fie antenă. S-au omorât pe acelea. Eu... Ah, nu, ăla e un coș de gunoi, ok. Mi s-a părut că e unul pe jos, era doar un coș de gunoi. Ok, deci înseamnă că au murit, i-a salvat altcineva, nu știu, mă rog, nu contează. Hai că mergem, uite aici și la showroom, da? Mergem la showroom să cumpărăm două mașini. Știi care e faza? Chiar aș vrea să vând A8-ul să scap de el. Aș vrea numai mașini de lux, acum că am niște bani. Aș vrea să am cele mai șmechere mașini. Și dacă ținem A8-ul, să avem un A8, știi, care e mașină șmecheră. Dar apoi vine un Mustang, un M2 care e vreo 800.000, 700.000, nu mai știu exact. Sau e mai scump de atât? Să sperăm că am suficienți bani pentru ambele mașini. Dacă nu am, o să cumpărăm M2-ul data viitoare. Sau știi ce? No, hai să cumpărăm acum Mustang-ul, vedem ce modificări la motor cel puțin trebuie să-i facem, ca să fie un pic mai rapid. Modificări, culoarea poate, etc., etc. Ia să mergem, uite așa. Și poate data viitoare încercăm să luăm un M2 și-l și tunăm și etc. Dar nu știu exact ce Dumnezeule mare fac cu mașina asta aici. Cred că ar fi trebuit să o las pe undeva. Așa. E și unul cu un Logan aici. Salut, domnul. Nu mă bag în seamă. Salut, salut. A, mă bag în seamă. Ok, ok. Bun. Hai să vedem ce putem să cumpărăm. Trebuie să mergem, uite, aici. Să ne apară asta. Apăsăm Enter. Ne ducem așa. La mașini. Hai, mă, mâine. Nu motociclete. Vehicule. Mărci înregistrate și să căutăm Mustang-ul. Bun, și ce șmecher, dacă ești medic, ai și tu o M2-ul e 800.000, mamă. Chestia asta merge foarte rapid, ok? Merge extrem de rapid. Avem 2 milioane de dolari, prostia asta, mamă, ce scumpă e. Deci acum căutăm Mustang-ul normal, da?
Nu vreau Mustangul ăla super scump. Că e și încet, l-am văzut. Se aude, frate, și un cazan așa. Și e și încet, frate, dacă faci așa, măcar să fii rapid, știi? Maserati, a, stai, Maserati, eu îl găsim pe stradă, nu ne trebuie. Dar ce voiam să spun, că dacă ești medic, ești șmecher pentru că ai și tu ocazia să faci și roleplay cu oamenii. Așa, dacă joci în legea ta și livrezi bani, ăsta e Mustangul GT. În primul rând, nu-mi plac roțile. Oare putem să le schimbăm? E 800 de mii. Ok, deci nu, ok, țineți-l. Jesus fucking Christ, nu mai vibra, mă, Doamne, Iisuse, ok. Deci, țineți în minte mașina asta, dar hai să mergem la normal. Unde-i, mă, frate, Toyota, bla bla bla, pe aici, pe undeva ar trebui să fie. Ăsta e la care, da, e loading, hai, mă, mâine. Hai de mâine, așa. Alfa Romeo Giulia, yes. Ce mai vrem? Mai vrem Porsche Panamera. Ford Mustang. Și uitați-l pe ăsta. Ăsta pare mult mai simpluț așa. Și dacă încarci mașina cu foarte multe chestii, 500 de mii, am crezut că e 400 de mii. Ok. Dacă încarci mașina cu o grămadă de oh, ăsta galben e cel mai frumos. Mi se pare că arată urât și să ai 11.000 de body kit-uri. Arată ca și cum ai pus o grămadă de Lego-uri pe asta mașină și sunt pe cale să pice instant. Deci hai să o cumpărăm pe asta. Bun. Hai să vedem cât de rapid. Bă, nu merge foarte rapid. Se vede după. Ha, mă, că nici măcar n-am atins-o. Se vede. Oh, no. Oh, no. Ok. Se vede după accelerație că e teribil. De ce scrie GT pe ea? Că nu e GT. Se vede după accelerație că e teribil de înceată. Nici măcar nu știu pe unde merg. Oh, Doamne. Oh, Iisuse. Dar se aude bine. Oh, my God. Aici e unde am bulit A8-ul data trecută, mi-aduc aminte. Ok. Las că nu e problemă, pentru că de data asta văd drumul. Sau poate că nu! Ok, probabil va trebui să-mi restartez jocul. Iată și pe ăsta, mamă, ce mașinuță are. Ce claxon de căcat. Bă, cineva are nevoie de ambulanță. Aș vrea să-l ajut, dar acum trebuie să-mi restartez jocul pentru că e buguit. Dar hai foarte rapid să vedem dacă găsim liber la asta de tuning pe aici, pe undeva. Unde-i, mă, frate? Hai, mă, că e undeva în zona. Uite-o aici. Uite așa. Vreau să mergem la asta de tuning, poate. Salut, salut! Salut, domnul. Nici măcar. Oh, Jesus. Dă-te, mă, de Am aici. lovit mașina. Îmi pare rău, nu văd texturile. I-am lovit mașina. Și ce? Repară-ți-o, dă-te nația, măi. Nu vezi că eu mi se pare că merg și plutesc prin aer? Cum să văd zidul ăla? Ok. Hai, mergem foarte, foarte rapid să vedem dacă e liber la tuning. De ce? Chiar cu texturile stricate. Pentru că de cele mai multe ori e ocupat și trebuie să mergem la mama dracu undeva în praznic, departe, știi? Și am zis că dacă găsim acum liber. Pe cealaltă parte. Dacă găsim liber, o să vedem ce putem să tunăm la mașină, chiar dacă avem texturile astea stricate. Se întâmplă când cumperi mașini pe modul ăsta. Do GTA, e un pic cam aiurea, dar. Ok, mergem bine, mergem bine. Ai deja cineva acilea? Uite asta, ce Dumnezeule mare e. Da, e ocupat. Da, am știut. E un nenoroc. De ce căcat e mașina asta aici? Ce-i cu. Uite ce-și tunează unul. Tu saltarul mătii. Tu-s Dumnezeu. Ok. Dar cel puțin mașina arată foarte bine. Poate dacă îi facem ultimul upgrade la motor o să se miște și mai rapid. Știi că deocamdată e foarte înceată. Și sincer mi se pare la fel de înceată ca cealaltă. Am încercat și una de aia, mi-a dat-o unul și ei. Bă, frate, deci accelera atât de greu, e incredibil. Deci cred că pentru viteză avem nevoie de un M2 și aș merge cu Mustangul ăsta pentru că mi se pare că e o mașină foarte, foarte frumoasă. A, uite, am primit și o misiune, transferă pacientul. Și vedeți că trebuie să mă duc acolo și să iau un pacient. Nu știu exact dacă trebuie să fiu cu salvarea sau nu, dar mă rog, hai, mă, dracu, că trebuie să restartăm jocul ăsta, că o să avem texturile stricate pentru mult timp dacă nu facem asta. Cred că s-a întâmplat ceva foarte, foarte rău. Că văd că nu mi-au scăzut banii. Pleacă, mă, că n-am timp, frate. Trebuie să mă duc să-mi tunez Mustang-ul. Deci nu mi-au scăzut banii. Deci am tot 1 milion aproape jumate de dolari la mine. Au, ce mașină și mechi. Eu tălbă pe ăsta. Are motorul ieșit afară prin capotă. Mamă, ok. Ăsta e ăla de șt. Oh my God, ăsta e ăla de ștuna, căcatul ăla de mașină și n-am putut eu să intru. Ok, nu contează. Bun, hai că mergem. Vreau să-mi iau din garaj Mustang-ul. Da? Pentru că am ieșit, am intrat din nou, trebuie să mergem să ne luăm Mustang-ul. Și chiar ar trebui să vinde. Ăsta e Logan tunat? De ce, Dumnezeule mare, are roțile ieșite așa în afară? Deci, de ce? Și de-al dracu că merge și repejor. Ok.
Intrăm acilea, ne oprim aici, perfect, lasă că repară ăștia, nu e problemă, ok. E pentru a deschide, parchează, ia un vehicul, Nil, ok, Nil, ia. Al doilea Nil e Mustangul, ok, bun. Deci eu am mașina și nu mi-a scăzut banii. Și de ce? Wait, era neagră? Sunt destul de sigur că nu era neagră, stai așa, hai că o băgăm înapoi, da? Și hai să, deci să nu cumva să vinde Mustangul. Că s-a întâmplat ceva, am ieșit și, ok, o să trebuiască să vorbesc cu ownerul să repare chestia asta, că mi-am luat Mustang pe 0 dolari, ok. Parchează vehiculul, da? Nu e niciun vehicul, adică mă, nu e. Parchează vehiculul. Ok, ia un vehicul. Deci, bă, cred că am stricat asta. Deci, parchează vehiculul, nu mă lasă, ok. Ia un vehicul, Nil. Vinde. 60.000 pentru... Ok. Am vândut A8-ul, da? Păi gen... Îmi zice că nu pot să bag mașina, că n-am mașină scoasă. Dar nu pot să scut una pentru că îmi zice că deja am una scoasă. Ce țeapă, frate? Mă rog, hai că am luat Mustang-ul, da? Și să fim siguri că ăsta e a nostru, să nu cumva să tunăm vreun Mustang ăsta străin. Dar Pink l-ai luat, desigur că e al tău. Bă, frate, cine știe, poate s-a buguit jocul. În primul rând nu mi-a luat bani, de ce? Nu știu. Și hai să mergem să încercăm să tunăm ăsta undeva în altă parte. Uite aici, e un loc. Undeva în altă parte, nu acolo unde am încercat data trecută. Deci vreau să... Mamă, ce mișto se aude, ok. Ăla se aude prea brâit așa. Ceva de genul ăsta, foarte bulcit. Aaa, am uitat să vă arăt o chestie. Hai să scriem în chat. Îmi plac castorii, ciorba și să mă uit la de... Am scris greșit? Nu, ok. Desene animate. Vă rog, deci vă rog. Bun, oh my god, iară, bă, vreau să merg, bă, dar am niște treabă, vreau să merg să-i salvez pe ăștia. Hai că vedem dacă putem să tunăm Mustang-ul, dacă e liber acolo așa. Și o să mergem după aia să salvăm oameni. Acum, nu cred că e obligatoriu să mergi cu ambulanța, dacă salvezi oameni, eu pot să mă duc cu Mustang-ul, îi ridic de jos săracii de ei. Și... și o să mulțumească și o să-mi zică, mam, Pink, ce frumos ești, dar asta n-are legătură cu faptul că i-am salvat. Mă rog. Așa, am putea din first person să... No, e oribil. Ok, e extrem de oribil. Bun. Și acum chiar, mam, ce s-a întâmplat? Au început ăștia să facă nebuneală pe chat, așa îmi trebuie dacă am numele ei, Pink și grad de YouTuber, desigur. Acilea, nu? Ia să vede. Opa, te rog, spunem că e liber. Hai, spunem. Yes, enter pentru a intra. Bun, ia să vedem, putem să-i tunăm ceva? Bă, nu cred că... Da, nu, asta e versiunea la care nu putem să tunăm multe chestii, știi? Cealaltă e versiunea la care putem să tunăm, dar nu prea vreau să o tunez din afară, știi? Vreau să o fac galbenă, pentru că galben sau roșu e culoarea Mustangurilor ăstora, știi? Arată foarte bine, fenders. Deci n-avem nimic, ok, engine, pack. Ok, nice. Wait, stai, am folosit... Ok, bun, am făcut ultimul upgrade la engine. Nu, mă uitam că mi-a folosit banii de la mine, dar văd că nu mi-a luat din bancă. Să sperăm că o să-mi ia din bancă dacă e, ok. Cumva nu mi-a banii din bancă, dar mă lasă să cumpăr ok, stai așa, da? Brakes, da? Roof, n-avem aici nimic, ok, ok. Transmisie, deci hai să vedem dacă ne scad banii. Da, ne scad, ok. Asta a fost totuși ciudat, pentru că mie nu mi-a luat bani ca să cumpăr mașina asta, dintr-un motiv sau altul. Transmisie am luat, horn, track horn, de ce nu? De la de poliție foarte scump, dar nu mă interesează așa ceva, transmisie, suspensie, competition, așa. My God, trebuie să dau până jos, armură, da, de ce nu? De ce nu? Avem bani, nu e problemă. Ce altceva mai avem? Bumpers. Front bumpers. A, nu avem bumpere. Ok. N-aș pa că te dă tocmai de la început și trebuie să dai o grămadă de astea. Lights. Headlights. Xenon. Nice.
Ok, ne-am pus xenoane pe mașină. Plate. Yellow on blue. Yellow on black. Am înțeles. Aha, no, ok, o lăsăm yellow on black. Și mai este culoarea, frate. Respray. Primary color. Metale, ia să vedem. Uite. Un pic cam aiurea, nu știu, arată aiurea. Bun. Metalice. Ne trebuie un galben. Sau un roșu, da. Nu, no, vreau un galben, frate. Că mașini roșii mai vezi, dar galben nu, nu prea. Bright, bright orange. Gold, gold arată ca dracu. Nici măcar nu e gold, e gri. Bright orange arată foarte galben. Nu vrem race yellow sau ceva. Trebuie o culoare de genul ăsta, sau yellow. Ok, fii antenă, așa e yellow. Și așa e bright orange. E literalmente aproape aceeași culoare. Dar știi ce, hai să o facem yellow, yellow. Ok, am și spray-at-o. I-am făcut upgrade-uri. Bă, frate, trebuie... Imediat după ce am terminat aici, mă duc să salvez oameni. Turbo, hai să-i băgăm și turbo, deși nu știu exact dacă ajută. Dar prinde, sigur că ajută. Păi, eu vreau să văd type. Lowrider. Astea nu le putem schimba, nu? Asta e mașină care nu poți să schimbi foarte multe la ea, pentru că e dintr-o bucată, cum ar veni, știi? Stai o secundă, ai wheels accessories? Ce-s prostiile alea? Windows. Green, limuzină, deși, da, nici astea nu se schimbă, mă rog. Motorul și cu alea, să sperăm că se schimbă. Deci voiam wheels, wheel color. Ok, și dacă vrem, wheel accessories. Custom tires. Nu putem să cumpărăm așa ceva. Bulletproof tires, 5.000. Oh my god, l-am cumpărat de 3... Fuck! Ok, bun. Păi și cred că asta a fost tot. Hai să luăm apelul ăsta și să mergem acolo unde are cineva... Mamă, mamă, când se întunecă ce urât arată portocaliu, băga-mea și peciorul ce urât îi să-mi bag. Mă, măcar din față arată bine. Se întunecă, frate, și arată un fel de portocaliu spălăcit culoarea pe mașină, știi? Mă, la viteză... 100... Și ar trebui să mergem pe autostradă la un moment dat. Apel de la... Wait, stai, eu deja am un apel... Eu deja am un apel la ambulanță. Tu zgâtul mătii, că mă uitam la căcat. Bă, frate, nu pot să fac toate deodată. Nu pot să le fac. Ok, hai că ne-a pus pe hartă, trebuie să mergem să-l salvăm pe nenorocitul ăla săracu. Bă, stai mă că nu mai înțeleg, mă, frate. Bă, frate, eu deja am un apel. De ce Dumnezeule mare îmi vin și alte apele? Eu nu pot să le fac pe toate. Iată, mă uitam pe hartă să văd ce Dumnezeule mare trebuie să fac și iar am bușit-o. Da, minunat, mai merge numai un far. Asta literalmente la vreo 3 minute. Bă, încetează, toată lumea moare pe serverul ăsta. What the fuck? Ok, hai că mergem să salvăm. Dar întâi trebuie să mergem aici, eu nu pot să preluez alt apel, că o să... Mamă, mamă, ce drifturi fac să-mi bat piciorul. Că o să fie foarte ciudat, după aia ce fac, mă duc în 10 locuri. Oamenii mă așteaptă că cred că le-am preluat apelul, dar eu de fapt trebuie să mă duc în altă parte. Și eu care mă plângeam că nu venea medicul să mă salveze. Frate, când mor 10 deodată, mult noroc să mai salvezi când ești medic. Se pot duce și alții, dar... Na, nu te poți baza pe ceilalți și dacă nu se duc. Că nu prea ai cum să știi dacă ăla care a preluat apelul chiar se duce. Că poate și-a închis calculatorul, i s-a dus curentul. Dar unde Dumnezeule mare e asta? Oh my god, du-te în... Bă, stai așa mă, stai, apasă escape. E unul mort acolo mă sau ce Dumnezeule mare? What? Ambulanță. De... Eu nu am pus waypoint-ul ăla acolo. Eu nu... Unde Dumnezeule... Mașina mea! Oh my god. Ok, am nevoie de o altă mașină. Uneori se mai întâmplă asta. Uneori îți dispare mașina. Frate, de bea o tunasem. Voiam să o testez pe autostradă. Mi-a dispărut. Ok, hai că apăsăm F5 aici. Apel de urgență. Vino un PLM că... Azam bani la mine. Îți dau 5K. Ok, ok, hai că vin. Vin, mă, săracul de bă, dar nici nu trebuie să-mi dai bani, bă, nu trebuie, bă, că eu sunt în slujba omenirii, sunt medic și am furat un SUV și merge extrem de încet. Dacă veneam cu Mustangul meu, era o treabă, dar așa, ce căcat. Trebuie să mergem să-l luăm din nou. Deci nu-mi convine, mi-a dispărut. Ăsta e super ghinion. Sunteți de acord, oameni buni? Sunteți de acord că ăsta e super ghinion? Că n-ar fi trebuit să dispară, a dispărut așa, pur și simplu. E super ghinion, ok. Unde Dumnezeule mare e ăsta, frate? Și de ce căcat? Ăla dacă a murit în cealaltă parte a hărții, mult noroc, frate. Nu vin până acolo, așa.
Plus că nu cred că te plătesc ăștia dacă lucrezi ca medic. Mie nu mi-a dat nimeni bani cât i-am salvat. Nu m-a mersi și papa. Poate primești salariul gen de la stat, gen... Nu știu exact cum funcționează. Cert e că uneori primești un salariu, știi? Asta se întâmpla când eram bank driver. Acum la medic poate îți dă mai mult și nu trebuie să-ți dea oameni. Nu știu exact cum funcționează. Aș avea și nevoie de o mașină mai rapidă. Pentru că tocmai apoi mine o să ajungem la săracul om care... What the fuck? Oh, Jesus. Am fost atent la căcatul ăla și acum am luat-o greșit. Minunat. Uite, iară mea. Frate, nu! Frate, în ce... What? De ce primesc 11.000 de apeluri de urgență? Eu deja sunt în misiune cum ar veni. Ar trebui să nu primesc. Mă rog, hai că o să mergem așa, ne prefacem că suntem ambulanță, fii antenă. Da, asta e un pic cam stupid. Ia mă, ar trebui să fie cineva mort aici, nu? Unde ești, mă, că-ți ești cura? Unde ești, mă? Hai că iau un alt apel, că... Nu, cineva deja a preluat apelul. Unde ești, mă? Frate, mi-a zis să vin aici, că nu știu ce, și nu e nimeni. Mamă, ce țepe îmi dau ăștia să îmi bat piciorul. Ok, am nevoie de o mașină mai rapidă, aia e prea, prea cancer. Deci mi-a zis să vin acolo și nu e nici dracu acolo. O, mașină rapidă? Da, boss, yes. Ok, acum o să ajungem un pic mai rapid la ăștia care au nevoie. Aveam banii pe mine, îți dau 5K, nici măcar nu mai sunt aici. Cred că a venit un alt medic și l-a ridicat. Dar n-ar trebui să fac asta, frate, că nu ești tu în misiunea asta. Eu sunt și dacă îl iei tu, eu am venit degeaba, ce căcat. Asta e un pic amaiurea. Mă, Maserati, stai așa, că trebuie să luăm pe ăsta, că... Ok, ok, F5, da? Am luat, bun, mi l-a pus pe hartă. La revedere, tu de Acilia, fă, sunt în slujba, Frate, ăștia sună la mișto, e imposibil să fie atât de multe apeluri. Deci toată lumea moare pe serverul ăsta, eu nu înțeleg. Ok, las că mergem la aia și nu răspundem la apelul ăsta, nici nu apăsăm, deci n-apăsăm nimic, nu? Cred că se bucuiește, mă, dacă apăs F6. Nu știu, ceva se întâmplă. Așa. Unde căcat e ăsta, mă, frate? Zim că nu e... Oh, ok, nu e foarte departe. E la magazinul ăla, ok. Dacă era și ăsta în cealaltă parte a hărții... Frate, deci eu mă chinui să ajung la pacient să-i ridic de jos și eu când ajung nu mai sunt acolo, băieții. Păi ce să fac dacă sună în ultimele secunde? Poate a murit ăla, mă. Dacă a sunat în ultimele secunde la salvare și eu n-am ajuns la timp pentru că mi-a dispărut Mustang-ul și... și a trebuit să iau un SUV care mergea foarte, foarte încet. Ce să-ți fac? Când ai murit, trebuie să și suni, ca să am timp să ajung. Aici ar trebui să fie cineva. Ia să vedem. Mamă, ce se întâmplă aici? E mă cineva mort aici sau am venit iară degeaba? S-au omorât ăștia pe ce Dumnezeu? Ce căca fac ăștia, mă? Băieți, era cineva mort pe aici? What the fuck? Bă, ai venit prea târziu, ambulanță. Cum adică am venit prea târziu? Am fost singurul care a... Cum adică am venit prea târziu? Eu sunt singurul care a venit. Cum s-au ridicat ăștia de jos? Frate, eu zic că și-au hack-uri, mă, frate. Eu zic că ăștia sună aiurea. Eu zic că sună aiurea la salvare, sunt sigur. Eu zic că ăștia sună aiurea și eu trebuie să mă duc și nu găsesc pe nimeni și o pierdere de vreme. Boulanger. Mă, cel puțin avem mașina asta care e destul de rapidă, nu e Mustang-ul meu și chiar ar trebui să merg să îl iau dacă găsesc un garaj foarte aproape pe aici. E unul aici, dar ăsta e cam departe. Hai că mergem acolo. Bun, mergem acolo, ne luăm din nou Mustang-ul. Și așteptăm încă un apel. Deci eu chiar vreau să ridic pe cineva de jos. Știu că mă lungesc foarte mult cu acest episod, dar e stupid. Pentru că de fiecare dată când m-am dus să salvez pe cineva, nu era nimeni acolo și așa s-a dat degeaba la salvare ca bolangii. Bun, a fost roșu. Da, roșu e maică ta. Că eu trec pe roșu dacă vreau. Așa. Bun, sincer mi se pare că mașina asta e mai rapidă decât Mustang-ul pe care l-am cumpărat. Dar nu e problemă, oameni buni, pentru că în episodul următor o să cumpărăm M2-ul. Iar ăla chiar merge, frate. Iar pe ăla chiar poți să-l tunezi, poți să-i pui la botcică de-alea, bumpere, chestii. Tot înainte. Așa. Drum lung, tot înainte, uf. Cel puțin mașina asta merge destul de
rapid, cred, repejor, nu chiar, 160. Ei, mergea cu 170 prin oraș, deci e bine. Bun, 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 trebuie să facem dreapta aici, așa. Trebuie să ne ferim de ratatul ăsta care stă în mijlocul străzii. Așa, opa. N-ați văzut absolut nimic, ok. Bun, am ajuns aici, da? Să sperăm că nu s-a întâmplat ceva cu Mustangul meu să nu mai fie aici. Opa. De ce ești pe partea aia? Am blocat ușa, firar. Asta nu știu, stă și el aici fără să facă nimic, e suspect, nu-mi place de el. Bun, iau un vehicul, bla bla bla, ia, ok, hai că am luat Mustangul. Hai să vedem cât de rapid merge, iar dacă primim un apel vom merge să vedem ce căcat se întâmplă acolo. Ok, hai să o luăm în direcția asta, da? Deci avem așa, 100, e un mic deal aici, o să ne scadă puțin din viteză, dar nu contează, 150, ok, 160, 170, drumul e drept în față, da, 180, 190, oh, fuck. Ok, ok, aterizare lină, bun, bun, nu l-am stricat, ok, nu vreau să-l zgârii, frate. Bun, deci hai să zicem că ajunge la un 190. E bine. Bă, văd că n-am niciun apel, așa că vom pune capăt acestui minunat episod aici. Pentru data viitoare vom merge să ne cumpărăm M2-ul, frate, mergem să-l tunăm și să sperăm că vom avea niște apeluri la salvare de la niște oameni care chiar au dat colțul sau ortopopii sau etc., etc., pentru că am fost chemat degeaba de vreo 11.000 de ori. Sau poate i-a salvat altcineva, deși nu știu exact cine i-ar salva. Mă rog. Pe data viitoare. Pa, pa, nu uitați să lăsați un like și să-mi lăsați acolo un comentariu în care spuneți că am urmărit acest video până la final și vreau să spun, Pink, că nu mă așteptam să faci așa ceva. Chiar dacă n-am făcut nimic. G2A, jocuri ieftine! Bleh!